Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate 1105 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 245 de pneumonii și 31 de cazuri de gripă pentru 75 de persoane diagnosticate cu aceste afecțiuni, fiind nevoie de internare în spital. Datele de săptămâna trecută, cuprinse între 23 ianuarie și 29 ianuarie, în județul Vâlcea am înregistrat un număr de 1105 de IACRS-uri, infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 21 de internări. Astfel, la grupa de vârstă 0-1 an avem 71 de cazuri și 7 internări, la grupa 2-4 ani avem 161 de cazuri și 4 internări, la grupa de vârstă 5-14 ani avem 368 de cazuri și 3 internări, cel mai mare număr de cazuri. La grupa de vârstă 15-49 de ani avem 305 cazuri identificate. În grupa de vârstă 50-64 de ani avem 137 de cazuri și 5 persoane internate, iar peste 65 de ani au fost 63 de cazuri și 2 internări. În ceea ce privește numărul cazurilor de pneumonie în județul Vâlcea, acesta a fost de 245 de cazuri cu 52 de persoane internate. Și astfel, avem la grupa de vârstă 0-1 an 10 cazuri și 6 persoane internate, la grupa de vârstă 2-4 ani 32 de cazuri și 16 persoane internate, la grupa de vârstă 5-14 ani avem 66 de cazuri, din nou cele mai multe cazuri la această grupă de vârstă s-au fost identificate. Dintre acestea, 66, 17 au necesitat internarea. La grupa de vârstă 15-49 de ani avem 60 de cazuri identificate și 3 persoane internate, 50-64 de ani 44 de cazuri și o internare, peste 65 de ani avem 33 de cazuri și 9 internări. În ceea ce privește cazurile de gripă, au fost 31 de cazuri, dintre care doar 2 au necesitat internarea. Grupa de vârstă 0-1 an 3 cazuri, grupa de vârstă 2-4 ani 7 cazuri, grupa de vârstă 5-14 ani 17 cazuri și o persoană internată, grupa de vârstă 15-49 de ani 1 caz. La grupa de vârstă 50 și 64 de ani nu am identificat niciun caz, iar peste 65 de ani au fost identificate 3 cazuri și doar una a necesitat internare. Trebuie să menționez că aceste cazuri au fost toate identificate pe teste rapide și nu au fost identificate, nu a fost folosit metoda prin real-time PCR. Medicii avertizează că sezonul de gripă este departe de a fi încheiat și recomandă populației să respecte în continuare măsurile de prevenție. Aceleași recomandări pe care le facem întotdeauna, vaccinarea persoanelor care se află în acele grupe de risc pe care le-am tot menționat de-a lungul timpului, încă se mai poate face pentru 2-3 săptămâni, pentru că vedem că deja, de fapt, acum a început cu adevărat iarna la noi în județ, da, și automat sezonul probabil că va continua. Evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii de unică folosință, când mai ales în aglomerații, spălatul cât mai des pe mâini. În cazul copiilor, aș recomanda părinților, pe cât posibil, dacă cei mici prezintă simptome ale afecțiunilor respiratorii, să rămână la domiciliu, să nu meargă în colectivitate pentru a nu îmbolnăvi și alți copii.